Odel, te binecuvinti tu me. Amin. Trai la Odel. Amin. Frații, îmi zic pralo puiu Coro. Coro înseamnă că nu văd prea bine. Nu le văd pe asta de jos, dar îi dau slavă când le văd pe cele de sus. Amin. Știți ce mă rog eu? Biserica aceasta s-o umple Domnul de văzători. Amin. Dar cu curățire în vedenile lor și pentru asta trebuie să-ți păstrezi ochii curat. Amin? Mai zicea unii frați, puiu, să nu te uiți la ceas. Eu chiar nu mă uit la ceas. Data asta, poate data viitoare. Știți, un român și un țigan stăteau față în față, între ei doi o masă, pe masă două mere, unul mare și unul mic. Și zice românul la țigan, păi țigane, ia și tu un măr de pe masa asta. Și țiganul, hap, o luat mărul cel mare. Românul rămâne cu la mic. Îi zice românul, știam eu că tot așa vei proceda. De ce te-ai aruncat repede la mare? Păi zice țiganul la român, tu în locul meu pe care îl luai? Păi eu luam pe la mic, eu-s băiat cu obraz subțire. Vezi române, ăla mare tot mie rămânea. De data asta e la mine mărul la mare. Adică sunt ultimul în seara asta. Glorie lui! Și este important că Domnul nu mai are nici român, nici țigan. Nu mai are nici ungur, că vale ungur. Are copiii. Răscumpărați. Suntem o singură, să spun, familie. Familia lui Iisus Hristos. El ne-a schimbat și ne-a unit. Eu am o biserică de care mă ocup în Oltenia. Eu sunt născut în Oltenia, într-un sat. Și toți pocăiții din satul ăla sunt rudari, țigani. Și eu când m-am pocăit, m-am dus la ei și când m-au văzut neamurile mele că mă pup cu ei, au zis, puiu, cu noi, la revedere. Ai terminat cu ei, zic, eu cu ăștia mă duc în cer cu voi, îmi pare rău, nu mă întâlnesc. N-am cum. Și Dumnezeu m-a unit, m-a lipit de neamul ăsta, să zic așa, și când mă duc între ei, mă simt fantastic. Mai ales când cântați, este extraordinar de frumos și eu știu că la cântare coboară cineva. Cine coboară la cântare? Duhul Sfânt. Îl rog pe Duhul Sfânt în seara asta să coboare peste toată biserica aceasta. Să coboare peste gura mea, să coboare peste mărturile care le aduc aici în seara asta la dumneavoastră și prin ele să zidească biserica și să facă o scăldătoare. Vom face o rugăciune pentru bolnavi în partea asta de final și cred din toată inima că n-a programat nici fratele Croitoru, nici fratele Vasile de aici, o programat Hristos seara aceasta și se va vedea la plecare că Dumnezeu și-a întins mâna peste biserica aceasta. Amin? 70 de ucenici au fost trimiși în lucrare când s-au întors ăștia plini de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracine sunt supuși, bolnavii se vindecă. Și Domnul nu i-a contrazis. Le-a spus, da, v-am dat putere să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului. Dar nu de asta, să vă bucurați. Doamne, dar de ce vrei tu să ne bucurăm în seara asta? Că au venit frații ăștia de la Unedoara, că au venit, nu știu ce vedete de pe la Pentecostal. Auziți ce scrie acolo? Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Doamne, dacă sunt prieteni aici, te rog să le scrii numele în cartea vieții. Nu m-am gândit să mă duc pe partea asta de mărturie cum mi-am pierdut vederea. Cred că o știți toți, frații de la Toflea, și pe internet. Doar așa vreau să punctez scurt, din ea puțin. Eu am avut, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o mamă care trăiește și astăzi. Ea s-a întors la Domnul numai cu 29 de ani. A plâns, s-a rugat. A fost un om care a alergat pentru Evanghelie, pentru Domnul, mereu la biserică și la ceasul rugăciunii. Ea a fost și este un om al rugăciunii. Nu știu câți din noastră vă rugați cât se roagă mama mea. Noapte de noapte, ore întregi stă la rugăciune. Au fost nopți când toată noaptea a strigat la Domnul Iisus. Și s-a ridicat dimineața de pe genunchi, de parcă ar fi dormit o noapte întreagă, foarte înviorată. Cine poate să se roage în felul acesta? Știți ce este important? Să mai terminăm cu, bă, eu vreau să am dar de prorocie, eu vreau să fiu evanghelist, eu vreau să fiu cântăresc. Haideți să ne rugăm să ridice Domnul în biserică o generație de mijlocitori. Sunteți de acord cu acesta? Păi foarte ușor lucrarea să o faci, dacă vrei să o faci. Să ne pună Domnul în inimă lucrul ăsta și să mijlocim pentru cei de aici din față, că nu e ușor lucrarea care o fac, să-i folosească Domnul și niciodată firea lor să nu lucreze, ci doar Duhul lui Dumnezeu. Amin? De la mama mea a învățat rugăciunea, dar ea a fost omul care a insistat cu pocăința în dreptul meu. Vreau să vă spun, modul ei de a mă sufoca cu Evanghelia m-a ispitit grozav. Întotdeauna venea la mine acasă cu Biblia și spunea, copile, hai să spun ce mi-a vorbit Domnul din Biblie.
Știți ce îi spuneam? Și mai ales tinerii să deschidă urechile când îți spunea de Evanghelie. Îi spuneam, dispari dinaintea ochilor mei și tu și Biblia. Să nu vă mai văd. De 10 de ori am spus lucrul ăsta și dumneavoastră probabil știți că în Biblie scrie un cuvânt că în limbă să și binecuvântarea și blestemul. Din nefericire ce am spus cu gura mea s-a întâmplat în ziua de 20 noiembrie 2005, într-o singură zi mi-am pierdut vederea. Vreau să vă spun că în ziua aceea eram cu băiatul meu cel mic în casă, eram lângă el când o voce din perete mi-a vorbit cum vorbesc eu dumneavoastră astăzi aici. Vocea mi-a zis de două ori cuvântul, n-ai să-l mai vezi. Și în 7 ore aproximativ mi-am pierdut vederea complet. Eu nu vă spun ziua, noaptea aceea, prin ce am trecut, cum diavolul s-a luptat cu mine în pat să mă omoare noaptea aceea, dar vreau să vă spun că în zorii zilei, după o noapte de chin, Iisus s-a atins de mine și m-a scăpat. M-a scăpat, adică mi-a dat viață, dar ochii mi-au lăsat în întuneric. Dar din ziua aceea, cel puternic a schimbat toată viața mea. Toată viața mea. Eu fumam 2 pachete de țigări pe zi, nu vă spun cât beiam alcool, dar din ziua aceea și până astăzi eu nu am mai atins niciodată țigarea și niciodată alcoolul. Mai mult de atât, pentru că am spus că jumate sunt oltean, înjuram foarte mult. La chestia asta nu mă întrecea nimeni, eram la servici, eram 400 de oameni pe schimb și nimeni nu jura ca mine. Spuneau aia bătrâni, păi ăsta nici Dunărea nu-l mai spală, ce gură are. Dar în ziua, noaptea aceea când Iisus a atins de mine, pur și simplu, de 14 ani, eu n-am mai putut să înjur niciodată. Niciodată! Eu vă întreb pe dumneavoastră, cine a putut să facă lucrul acesta? Cine a putut să facă lucrul acesta? Este unul care te poate elibera. În seara aceasta, legăm prin puterea Duhului Sfânt orice putere demonică. Hristos să dezlege orice persoană din adunare, dacă ești prins de o patimă, de o poftă, El să te elibeze în seara aceasta. Dumnezeu a lucrat în mine, în casa mea, soția mea n-a vrut să facă legământ cu mine, dar înainte de catecheză cu o zi, Iisus i-a atins și ei inima și de atunci pot să spun că o casă în prag de divorț, asta este o casă plină de binecuvântări, unde Dumnezeu coboară, unde bolnavii se vindecă, oameni din Europa, din țară vin acolo acasă la mine și Dumnezeu îi atinge și se întâmplă lucruri incredibile. Credeți că se poate întâmpla și în seara aceasta? Credeți că poate să lucreze azi în mijlocul nostru, să facă semne și minuni în mijlocul nostru? Partea următoare a acestei seri, acestei mărturii care am adus-o, vreau să o punctez cu mărturii din câmpul de misiune. Toate spre slava lui Iisus Hristos. Amin? Îl știți pe fratele Luigi? Luigi Mițoi. Îl cunoașteți, da. Fratele Luigi ne spune într-o seară mie și lui Vali, Puiu, Vali, mergem într-o casă, să fiți foarte atenți la ce spune sora care intrăm acum în casă la ea, în seara asta, după o seară de rugăciune. Noi când am ajuns în fața casei, și sora venea cu mașina. O ajuns și ea în fața casei, acolo. Și intrăm la ea în casă, rețineți, sora venea de la biserică, sora respectivă. Este foarte important amănuntul ăsta și o să vedeți de ce. Când intrăm în casă, frate Luigi o provoacă pe sora, nu, soră, spune ce se întâmplă. Și spune, păi cu dumneata am vorbit. Acum se audă și frații, în fiecare noapte, la mine în casă intră cineva. Mă gândim, bă, cine intră la femeia asta? Și ea zice, un duh intră, frate Puiu. Un demon. Și uite ce face. Cântă la pian, am un radio care cântă, n-are nici baterie, nici nu e prinsă, începe să cânte. Telefonul sună, se izbesc ușile, ferestre. Cei mai grav e că l-a împins pe un copil pe scări. Pe un copil l-a împins noaptea. Nu știu, 3 sau 4 copii avea. Mergea duhul ăsta și lua plapuma de pe copii și pleca cu ea prin alte camere. Tot tipul spune, eu cu soțul păzim camera, dar până adormind, când ne trezim, nu mai sunt plapumele. Păturile de pe copii, dezbracă pe copii. Nu vă spun ce putea să facă duhul ăla. Și zice, până acolo că unul din copii vorbește cu el. Vorbește cu el. Eu când am auzit lucrurile astea, nu vă spun în ce stare am intrat, am mai intrat în case pline de duhuri și de tot felul și de case demonizate, să zic așa, copii sau soții demonizate, dar de fiecare dată când Domnul ne-a trimis, Hristos a întins mâna și a dat biruință. Glorie Lui că El lucrează și astăzi. Eu când am auzit, am întrebat așa, Doamne, cine vine în casa asta? Arată-mi-l pe duhul ăsta. Și am văzut colțul casei, în dreapta, un tânăr de vreo 17-18 ani, un negru, cum a fost împușcat în cap. Omorât cu ani în urmă, oasele lui le-am văzut la colțul casei, probabil casa a fost zidită lângă oasele acelea, sau pe oasele acelea, nu știu, dar când am zis, uite ce am văzut, soțul ei a început să vorbească. No,
Ce ți-a zis nevastă? Când a lucrat la fundația casei, că acolo în colț, în colțul casei miroase amurtăciune. Erau foarte speriați. Și am întrebat, știind modul cum lucrează Duhul ăsta, zic, Doamne, arată-mi ușa pe unde a venit Duhul ăsta. Pentru că noi înșine deschidem ușile ăștia. Poate tu cu internetul, cu pornografia, poate gunoaiele de telenovele care nu te mai satul de ele, sau alte mizerii care tot cu ochii pe internet, tot cu ochii pe internet și deschizi ușa la Satan și zice, abia am așteptat să vii, să vin la tine acasă. De aceea păziți-vă inimile, sfințiți-vă viețile sau opriți-vă din păcate care le faceți ca să nu vină un demon să dea cu voi de pământ. Acum, eu când am întrebat care e ușa pe unde vine, îl văd pe Domnul că vine înaintea mea și zice, știi cine e ușa, puiul? Femeia. Femeia din casă, sora, adică cu ghilimele, care nu se supune. Firea din ea care nu se supune. Ia-i ușa. Și zice, uite-te la ea. Și a început să-mi arate. Din cap până în picioare. Părul vopsit, nu știu câte culori, zici că era papagalul Zima Marinaro. Pe față, ca nevasta lui Faraon. Toată vopsită. Avea o grămadă de creme, dita mai cercei la urechi, un lanț de aur, unghiile, parcă erau semafoare din Chicago, și o fustă mini. Auzi, fustă mini. V-am spus că sora venea de la biserică. Cu fustă mini. Eu când am văzut vedenia, zic eu, ce frumoasă e sora. Și eu nu mai știu ce să zic. Păi să spun că ea e problema, că sora e problema, că ea e ușa. E greu de crezut lucrul ăsta. Și zic, sora, uite care e problema. Și am început să zic. Ai părul vopsit în nu știu câte culori. Lui Gemițo era în dreapta mea, zice, amin. Ai fața vopsită, cercei lui lângă mine, amin. Ai unghiile vopsite, amin. Lanț, cercei, amin. Când am zis că are fustă mini, zice Luigi, amin, oprește-te că cine știe ce mai vezi pe acolo. Era și el atât de șocat și chiar s-o apegat pe mine, chiar, zice, chiar nu vezi? Nu văd eu, dar vede ochiul celui capara focului. Ochiul celui sfânt care nu suportă necurăția, nu suportă forma asta de evlavie, care n-ai nicio treabă cu evlavia. Femeia nu era zmerită deloc, dar știți ce a făcut femeia aia? În seara aceea a aruncat tot aurul de pe ea, s-a dus, s-a schimbat și a dat vopselele jos și a schimbat viața și Iisus în seara aceea a eliberat casa aceea. La clipeală Duhul a plecat la o rugăciune care oamenii aceia lui Dumnezeu au făcut-o în casa aceea și Hristos și-a întins mâna și a făcut totul nou, inclusiv pe femeia aceasta. E mare Dumnezeu, frați și surori. Aveți grijă, surorile, că n-am treabă cu dumneavoastră, Doamne ferește, să am treabă cu vreo soră, nici gând. Dar dacă nu vă văd eu, vă vede El și El nu suportă mizeriile astea care le punem pe noi, ne facem caia de afară, El ne vrea zmeriți, supuși și cu evlavie, îmbrăcați cu dragostea lui Hristos și aia se vede și în inimă, dar și pe suprafața trupului. Amin? Glorie Lui că El lucrează. Hai să vorbesc de o altă lucrare, Italia. Am fost în zona Padova la o soră pe nume Teodora acasă, cu doi frați pe nume Mitrea și un frate pe nume Bâlcu Octavian, mai în vârstă dânsii. Când am ajuns în casă pe la 4-5 după amiaza, mai erau până pe la 7:30-8 să vină frați acolo mai mulți, în seara aceea inclusiv păstorul local. Noi am mers să ne odinim într-o cameră sus la etaj. Și noi când ne-am dus acolo sus, frații s-au pus într-un pat, eu la picioarele lor pe o saltea cu arcuri, m-am pus pe stânga, și nu puteam să adorm. Mă gândeam la ce o să fie în ziua aceea, dar cei doi obosiți de pe drum, și mai ales fratele bătrân, au adormit imediat. Dintr-o dată, eu eram cu picioarele îndreptate spre ușă. Am auzit dinspre ușă, venind, s-a deschis ușa. În doi pași, așa, au izbit podeaua, cineva a fost lângă patul meu. Eu am dat să mă ridic, am zis, măi, o fi un copil sau proprietarul casei, când pe mâna dreaptă m-au prins două mâini și au început să mă strângă și să mă împingă cu putere în patul care eram eu. Auzeam numai arcurile cum plezdeau sub mine, toată partea asta a trupului s-a făcut rece și am simțit miros de mort și de mucegai. Foarte puternic, mi-a umplut nările mirosul ăla. Și atât de tare m-am speriat că nu mai m-am adus aminte decât de sângele lui Iisus. Și am strigat, sângele lui Iisus Hristos să te muste, Satan. Cele două mâini s-au desfăcut de pe mine și la fel din doi pași o și tras ușa. Eu nu vă spun cum bătea inima, eram atât de speriat, am prins pe cei doi de picioare care erau în spatele meu și am tras pe amândoi odată din pat, ăștia cu două fețe de la
ce s-a întâmplat? Zic, veniți repede jos, că în casa asta este cineva, dar ce mă șochează pe mine, că umblă ziua. Eu până atunci nu întâlnisem duhuri ca să umble ziua. Noaptea, da, dar ziua niciodată. Și acum, repede pe scări, eu le-am povestit puțin ce mi s-a întâmplat și le-am arătat mâna. Rețineți, mi-au lăsat urme pe mâna asta. Mi s-a învânățat mâna cât de tare m-a strâns duhul ăla. Când am ajuns în casă, spun, sora Teodora, dumneata e musafiri. Nu ne-ai spus că numai noi locuim aici, că mai e și alți musafiri. Zic, cine mai e în casa asta? Că uite, am trecut prin o situație în camera acolo sus. Vai, zice sora, și copiii mei văd duhul ăsta că vin sub formă de maimuță, în sub formă de nu știu ce. Zic, nu-i bine. Hai, și o vin și soțul ei și ne-a rugat. Rețineți, era un miros care, acum o să vă vorbesc despre mirosul acela. Când ne-a rugat din stânga, am văzut peretele casei că nu mai exista, dintr-un mormânt, o groapă, un bătrân slab, cocoșat și cu capul îndoit așa de o parte. O uitat în casă. O trecut pe lângă mine, dar el n-avea treabă cu mine. El avea treabă cu proprietarul casei, bărbatul femeii. Și când o trecut pe lângă mine, am simțit cele două mirosuri de sus, de mort și de mucegai. Dar am simțit al treilea miros care mi-era foarte familiar. Miros de alcool. Puternic de alcool. Și când am intrat în el, zic, nu, ăsta e clientul. Hai să vedem ce-i. Și eu zic vedenia, uite ce am văzut, bătrân slab, cocoșat, uite așa, așa. Sora Teodora plângea de numai, zice, frate puiu, de când ne-am mutat în casă am avut probleme. Dar zice, de când a murit proprietarul casei, noi l-am găsit pe proprietarul casei mort în comă alcoolică pe podeaua casei. Cocoșat, slab, știu unde e îngropat, lângă casă, unde i-a arătat-o. De fapt, el a dorit ca fiul lui, i-a spus fiul lui să-l îngroape lângă un pom, lângă casa acolo, la 40 de metri de casă. Și acolo l-a îngropat. Și ea era speriată, zice, gata, nu mai stau în casa asta. Ăla vine pe aici, nu vine el. Zic, nu el vine, duhul care l-a omorât pe el, ăla vine. Și zice, acum, dacă l-a terminat pe bătrân, vrea să-l termine și pe soțul tău. Când a zis de soțul ei, i-a înlemnit. Păi zic, alcoolul. Are o problemă pocăitul de bărbatul tău cu alcoolul. Și el era de 14 ani botezat. A început să plângă și a mărturisit într-adevăr de un tip, am început să beau alcool. Zic, n-ai umărit de când? Zice, nu. Perioada de când a plecat duhul. Zice, așa e, că imediat după mormântare am început să consum alcool. S-au mărturisit și Iisus i-a eliberat pe amândoi în seara aceea. Mai mult de atât, pe omul l-a botezat cu Duhul Sfânt în seara aceea. A fost o seară în care Dumnezeu și-a întins mâna, dar am zis, mare atenție, pocăiților, aveți grijă cu substanțe interzise, cu țigări, cu droguri, cu băutură, că e un demon puternic care vă pune în țărână până la urmă. Nu se lasă până nu te omoară. Hai să mai vorbesc de o lucrare, tot pe linia asta cu alcool, din Florida. Eram cu pastorul nostru, cu Daniel Hada, când la rugăciune în biserica aceea, văd pe Domnul că vine înaintea mea și îmi spune, puiu, întoarce-te. Când mă întorc, la o masă, niște botezați stăteau în fața unei sticle de vin. Tot cu ea la gură, pe rând. Încă unul, zici că era biberon. Nu-i mi-a dat de-a drumul la gură, la sticla aia. Când am văzut vedenia, eu la timp pe vale zic, auzi, ăștia-s pentecostali de-ai noștri sau din altă tabără? Zice vale, de-ai noștri, scrie la intrare. Zic, uite ce am văzut, vedenie, e un grup aici, ăștia beau de sting. Și zice vale, spune și tu mai elegant. Să nu deranjezi pe cărăva. Păi zic, cum fac? Îi fac fundiță ca două timp pe poștă lucrarea. Cum am văzut, așa o zic. Și am zis vedenia, gelul strâmbu păstorul bisericii a început să râdă când am zis vedenia, că el știa bine și oile, dar și caprele care le avea în biserică. În fine, când am plecat pe holul bisericii, câțiva păstori s-au apropiat de noi, discutam acolo într-un colț, erau toți frații pe hol și m-a tras cineva de cot, un bărbat de vreo 60 de ani cu soția, zice, frate puiu, nu te rogi și pentru noi? Face o rugăciune. E zi lui Vale și lui Hada, păstorul nostru, hai într-un colț aici să ne rugăm pe hol, să nu mai intrăm înăuntru. Și când am început să ne rugăm, toți frații care erau acolo au tăcut, au păstrat liniștea că au văzut că ne rugăm și am o vedenie pentru bărbat. Și auziți ce vedenie am? Îl văd, ținea mâna așa, sticla de vin, așa, și o legăna. Așa făcea cu ea, zicea că e un bebeluș la el în brațe. Eu când am văzut, eu am crezut că are, nu știam ce leagă, dar când am văzut sticla de vin, zic, no, ăsta e unul din clienții din adunare. Și am zis vedenia, zic, frate, tu ești unul din ea care trage la măsea. Ăștia de pe hol au auzit toți ce am zis.
Și Vali se uita la fața lui să vadă ce face, cum reacționează. Și ăsta cu o față de aia de pocăiță, o zis, pui, dacă îl vedeai, jurai că e cel mai pocăit din biserică. Și zice el, greșeală, îmi pare rău, eu nu consum alcool. Diavolul e un mincinos și mincinos rămâne. Dar zice nevasta de lângă el, Domnul să te mustre ca seară te-ai îmbătat, porcule. L-o da nevasta mea. Eu am scăpat și el l-a luat, zic. Eu credeam de mincinos, dacă nu recunoștea nevasta. Dar nevasta l-a luat. Domnul lucra prin gura ei de data asta, că-ți spune și femeile câteodată. Slavă Lui, că Domnul a lucrat în izbăvirea aceasta. Dar eu acum dumneavoastră ați râs, dar e de plâns. E de plâns. Știi ce spune Biblia? Cine e sfânt, să se sfințească. Doamne, lucrează și seara aceasta. Avem nevoie să vedem autoritatea Ta, avem nevoie să vedem puterea Ta în adunare, gloria Ta, și atunci ne vom proștene înaintea Ta și vom spune, Hristos a întins mâna. Amin? Am fost în Detroit la o seară de rugăciune. Un frate din Călan a adus un bărbat pe nume Pălincaș să ne rugăm pentru el. Când ne-a rugat pentru bărbatul ăsta, fratele ne spunea, Puiu, voi vă rugați pentru nepocăiți, pentru ortodoxi. Și zic, Domnul Iisus nu i-a întrebat dacă sunt penticostal sau ortodox, și El s-a rugat pentru toți oamenii. Zic, a adus să ne rugăm pentru el. Și când ne-a rugat pentru el, am văzut plămânul drept, față și spate. Tumorile erau mai mari decât unghia, plin de tumori, erau și pe față și pe spate, și o flacără a înconjurat toate tumorile și a început să le strângă. Până s-au făcut tumorile cât boabele de piper în vedenie, l-am văzut pe omul ăsta cum vomita pe gură, toate tumorile din plămâni le scotea afară pe gură. Asta a fost vedenia mea. Și am zis-o în adunare. Ăsta, șocat. Domnilor, eu nu v-am spus la niciunul dintre voi unde am cancer. Adevărat este, am metastază la plămânul drept. Cancer la plămânul drept. Și zice, am făcut chimioterapie 6 săptămâni și chiar mâine mă duc să fac un RMN. Și zice, ce spui dumneata? Cum el era marcat, cum ne-am văzut eu tumorile de pe plămânul lui? Zic, nu eu, el cel puternic care vede lucrările acestea. Cel mai performant RMN-ul, el Iisus mi-a arătat lucrul acesta. El era foarte marcat de treaba asta. Și auzi ce zice ăsta. În timp ce v-ați rugat, am simțit o căldură puternică pe partea dreaptă. Și aici a fost cuvântul. Cred că Dumnezeul vostru s-a atins de mine. Zic, Dumnezeul nostru este și Dumnezeul tău și îți va sta de mărturie la judecată lucrarea de astăzi. Căci azi, în adunare, Iisus te-a vindecat pe tine. Și el zice, hai că vedem mâine treaba asta. Și am schimbat numele de telefon. El a plecat acasă. La o oră distanță stătea de biserică. În drum spre casă, lui s-a făcut rău în mașină. Foarte rău. Abia a ajuns în fața casei, o deschis ușa, au fugit repede la baie, nu mai apucat să ajungă în WC, la WC, lângă chiuvetă, acolo, în chiuvetă, lângă ușa de la baie, a întors capul și a vomitat acolo, că nu mai ajungea până la WC. Și a vomitat în chiuvetă, pe gură, toate tumorile din plămâni le-au scos afară. E mare Dumnezeu, frate și surori. S-a umplut ghiuveta de bucăți de carne din gura lui, cu sânge, cu tot. El când a văzut alea, a plâns toată noaptea. Ăla nu a putut dormi. Noi mărturia acestui om, un prezbite de la noi, de la Unedoara, a înregistrat-o pentru că a fost atât de frumoasă lucrarea asta. Mari și frumoase sunt lucrările lui. Toată cinstea să fie a împăratului care poate să facă astfel de minuni. Glorie lui! Acum, el a pus tumorile într-un borcan, a închis borcanul, nu a zis nimic, dimineața s-a dus la medic, nu i-a spus ce are în borcan. L-a băgat la RMN-ul, l-a scos, l-a chemat la rezultate și zice, chimioterapia și-a făcut efectul. Nu mai nicio tumoare. Incredibil, în 6 săptămâni, toate tumorile au dispărut. Și ăsta zice, știi ce? Chimioterapia ta, zero. Pe mine m-a vindecat Domnul Iisus. Dumnezeu, pocăiți, Domnul, vindecat pe mine. Și a început să-i spună, uite așa, așa, și a pus borcanul cu tumori în brațe. Ăsta, medicul s-a uitat la borcanel și înăuntru, dar în timp ce omul mărturisea ce s-a întâmplat seara înainte la pocăiți, medicul plângea. Când a terminat, medicul ridica mâinile sus și a strigat, Osana, Domnul te-a vindecat. Și ăsta zice, crezi și dumneata că Domnul m-a vindecat? Cred, că și eu sunt pocăit. Unii mii la un medic pocăit. E mare Dumnezeu, frate și surori. Are putere să lucreze și în seara aceasta. Hai să mă duc în Dallas. Avem un prieten pe nume Daniel Mellen.
El e pastor în, acolo local. Ce s-a întâmplat? M-a sunat. Puiu, avem un bărbat pe nume Petre. Medicii vor să-i taie piciorul. Are diabet, genunchi, de la genunchi în jos, piciorul e negru. Dar problema nu e asta. S-a lovit jos la picior și a făcut gangrenă. Și medicii au spus că nu mai pot să facă nimic, trebuie să-i tai picior. Ce spune Domnul? M-a rugat și Domnul zice așa. Spune-i lui Daniel să meargă să-i facă ungerea în numele lui Iisus Hristos și eu îl vindec. Asta a zis Domnul să-i spun. Când i-a zis lui Daniel, zice, puiu, ce bine de tine că nu vezi. Păi, zice, dacă ai vedea piciorul ăla, nu știu ce ai mai fi zis. Așa e. Tu ai văzut și te-ai îndoit. Dar Hristos, din putregaiul ăla mort, dă viață și ridică o lucrare de slavă. Zic, nu mai comenta că și tu ești ordinat, poate ca aia care sunt ordinați prin America, că sunt făcuți la apelul Bocanciu și pe la noi prin țară și pe la dumneavoastră prin biserici, câte unul, cine știe cum, și n-au nicio treabă cu ungerea lui Iisus. Zic, du-te și fă lucrarea și nu mai comenta. Și zice, să trăiți, el e mai tânăr ca mine, am plecat. Și eu făcut ungerea. Și vreau să vă spun, când și-au pus mâinile pe picior, Daniel, erau oameni mulți acolo în salonul ăla, și rude și asistente, medici care așteptau să îi taie piciorul. El trebuia să ia decizia într-o oră. Și a început Daniel să se roage. Și a spus, puiu, când a început Duhul Sfânt să mă cerceteze, plângeam ca un copil, mă rugam ca pentru copiii mei, dar când am ridicat mâinile sus pe Iisus, el m-a ascultat. Când am deschis ochii, piciorul nu mai era negru, era roz la culoare. S-a vascularizat sub ochii tuturora. Și din gaura care era în picior, a început să iese o spumă roz la culoare și sub ochii tuturor s-a făcut piele. E mare, Domnul, frate și surori. Pe ce Dumnezeu avem noi? Vorbim de un Dumnezeu a minunilor și așteptăm să le facă alții? Copiii ăștia din biserică de noastră, când se vor ruga, eu cred că Dumnezeu va face minun sub mâinile lor. Credeți lucrul acesta? Păi atunci puneți-vă pe carte, rugați-vă și Domnul le va face. Amin? Hai să vorbesc de soția lui Petrică, asta cu piciorul. Silvia, lăpuște în numele familiei. Ce s-a îmbolnăvit de cancer femeia și a făcut fome de cancer gigant. Uitați-vă la mine un pic. Aici sub mână o tumoare cât ou de gâscă. Aici a doua. Așa se trăia cu mâinile. Iar la gât o tumoare de 4 kg. Ca un guler uriaș și ziceai că mai are un cap lipit de capul ei. Atât de mare era tumoarea aceea. Nu vă spun de câte o tăiat medicii din tumoarea, cum tăiau, mai mare se făcea. Duminică seara, Cornel Milaș, unul din conducătorii de adunare de acolo, a spus, fraților, în seara asta nu face nicio slujbă. Mâine sora Silvia se internează să opereze din nou, ne rugăm toată biserica, o înconjurăm 2 ore numai pentru ea, ne rugăm. Și nu mai ține nicio slujbă în seara aia. Asta e dragoste, când o mea, o oiță sau o oaie din biserică plânge, toată biserica o înconjoară cu dragoste și Dumnezeu își întinde mâna. La unitate, Dumnezeu lucrează. Amin? Ei s-au rugat, a doua zi dimineață, Petrică a dus-o pe sora Silvia la spital, ea nu putea, stând în poziția asta și cu gâtul și cu mâinile, el a oprit în fața ușii spitalului, a deschis ușa și a ieșit pe portieră ca să o ajute să iese afară. El voia să ducă mașina să o parcheze. Și cum au deschis portiera, au întins mâna, o tras-o pe sora afară din mașină și când o tras-o afară, el o înțepenit. Și-o tras mâna și-o făcut așa către ea și-o început să țipe. Ea zice, ce ai Petrică de țipi? Dar el tot cu mâna către ea nu mai putea să vorbească. Abia atunci ea a realizat că mâinile nu mai erau așa, mâinile erau lipite de trup și tumoarea de la gât nu mai era. 3 tumori uriașe au dispărut într-o secundă. Numai cât a înconjurat el mașina până în dreapta, a deschis Hristos, medicul medicilor, a atins-o pe femeie și a luat tumorile de pe ea. Nici măcar ea nu a realizat că Iisus o vindecasă. Nu vă spun ce a fost în spitalul din Dallas, în ziua când medicii au văzut-o pe femeie, o așteptau să opereze, acolo a venit televiziunea, o filmat cazul ăsta și l-a dat la televiziune că Dumnezeul lui Israel nu s-a schimbat. El face lucruri incredibile, îi ridică pe cei din groapă, învie și lucrează cu aceeași putere. Amin? Amin. Hai să vorbesc de o altă lucrare. Unde să mă duc? În Sacramento. Acolo este o soră, nu știu, frații care cântă, cunosc pe fratele Florin Pal. Frații Pal care cântă, ați auzit de ei? Din Bihor. Osul ăsta de la mână, la soția lui Delia, i-a crescut, uite așa în sus, ca un cioc, de 2 cm. În seara aceea, în biserica unde pastorul ungureanu, Vasile, fratele ungureanu, el e de pe la Galați, parcă am înțeles, a fost
cuvânt în biserică că ochii muritorilor vor vedea o minune. Fratele lui Costică, un an și jumate, în cârje o vin la biserică. În adunare, Iisus o atins de picioarele lui și o aruncat cârjele jos, Domnul l-a vindecat în adunare. Peste 300 de oameni au văzut lucrul ăsta. Dar acum, a doua zi dimineață, după ce s-au făcut ungere și rugăciune pentru bolnav, când s-au trezit sora Adelia, soția lui Florin Pal, osul la mână, n-a mai fost. Păi cum să dispară un cioc de la un... Așa, păi asta e mic în comparație cu tumorile acelea. E mare, domnul frate și suror. Are putere să lucreze și seara aceasta. Nică în picioare. Mai am multe mărturii, dar mai las și data viitoare. Cred că mai vin pe la voi. Dacă ne primiți. De când mi-am pierdut vederea, Domnul m-a binecuvântat cu o memorie bună și pot să țin minte multe cauze. Dacă aveți cauze pentru care veți să ne rugăm, vreau să le spuneți acum. Nu vreau să știu cauza, care e problema, dar numele mi-l puteți spune și cu voce tare și întâi bărbații, mucles, surorile. Cum? Chișlean? Ah, Vișineanca. Anca. Marta. Încă o vișinea. Cireșe n-aveți? Deci două vișinele avem, da? Și o Anca. Atât am ținut minte până acum. Ciprian, Marta. Gina. Am spus surorile. Nu mai aveți cauze? Daniel? Hai, dați departe, Lina, nu-i aud bine. Bine, frații, să vorbească. Ciprian. Da, am auzit Ciprian. Alina. Mai tare. Vasile. Cum au zis? Marius. Cristi. Da. Lina. Cum? Lina. Monica. Auziți, credeți că înainte de a ajunge aceste nume pe buze, Iisus le cunoaște pe toate? Amin. Credeți lucrul acesta? Amin. Haideți să ne rugăm toți cu credință. În partea de final a acestei rugăciuni mă voi ruga personal cum Domnul m-a învățat și El să ne asculte. Amin. Ne rugăm acum. Eliberează. Da, eliberează, Doamne, eliberează, Doamne, eliberează. Dezleagă, Doamne. Sigara brogat, dezleagă, Doamne. Dezleagă oamenii aceștia, Doamne, dezleagă. Aleluia, aleluia, regebiat figet. Aleluia, aleluia, dezleagă, Doamne, dezleagă. Ava. Ava zabar hazas. Aleluia, aleluia. Sanada sanada sanada. Ava. Yes, arabara Yugoslava. Sângele tău peste noi, soția și copilul. Puterea ta și familia lui Vali, Doamne, peste familia acestea. Sângele tău are putere, Doamne. Monica, Lina, Doamne. Ascultă, Alin, Doamne. Gabat, Igor. Griș. Oret, Sanai. Arva, Chetore de Saramana. Doșoana.
să mai înseamnă. Eliberează, Doamne, eliberează, Doamne, eliberează. Eliberează, eliberează, Doamne, eliberează. Dezleagă, dezleagă oamenii aceștia, dezleagă, Doamne. Dezleagă oamenii aceștia, lebeghia de ighe de ver. Dezleagă de o salma, raboroghe de vera. Sângele Tău are putere, sângele Tău, Doamne. Uleiul Tău să curgă, aleluia, aleluia. Da, Doamne, da, Doamne, vigo de bebiat. Aleluia. Aleluia, rabara hor bereber vanadas. Shilo her curava silo. Negot san. Sabaygada naman. Vegeta nas. Amen. Min. Aleluya. Abba. Sângele Tău are putere. Tată din cer, Tată din cer, Tu ai spus că orice vom cere cu credință în numele Lui Iisus Hristos, Cel din Nazaret, Tu ne vei da. Te rog să ne mărești credința în seara aceasta. Noi am păcătuit toți înaintea Ta și ni se cade să ni se umple fața de rușine. Astăzi nu privi la păcatele noastre, la greșelile noastre. Astăzi privește la mâinile Fiului Tău, Iisus Hristos. Prin jertfa mielului, fă ca rugăciunea aceasta să aibă trecere la tronul de îndurare. Te rog să dezlegi oamenii azi în adunare. Orice putere demonică în numele lui Iisus a dat gobet, iknado, verebiat, să plece parahilge, slava, ruget. Crede în Hristos, crede în puterea Lui, cred că El vindecă și astăzi. Avaghet prah. Ai auzit aceste nume rostite cu gura. Aleluia. Peste toate aceste nume punem numele lui Iisus Hristos. Doamne, sunt nume care au fost rostite doar în adâncul inimii. Și peste acestea pune numele lui Iisus Hristos, proclamăm biruință, eliberare, vindecare, mântuire. Ava, te rog acum să cobor la picioarele bolnave. Doamne, dacă vezi varice, curăță-l în clipa aceasta. Dacă vezi reumatism, vindecă reumatismul. Dacă vezi coxatroză, osteoporoză, te rog să vindeci oasele acestea măcinate, canopii, proche, naslava. Tu care ai făcut oasele noi, le faci din nou, aleluia, măritor robas. Te rog să atingi părțile intime, orice ciupercă, bacterie, eczemă, în numele lui Iisus să fie vindecat. Atinge ovarele, uterul, femeile care încă n-au făcut prunci, în numele lui Iisus să deschizi pântecul lor, chiar în seara aceasta, fă lucrarea aceasta. Te rog să atingi vezica bolnavă, te rog să atingi prostata bolnavă. Dacă vezi intestine bolnave, în numele lui Iisus să fie curățate. Orice formă de tumoare, orice formă de cancer, în numele lui Iisus să primească vindecare. Aiara, turava, mi-a robe de cipria, prastuieva. Te rog, Tată din cer, în numele Domnului Iisus, să atingi rinichii bolnavi.
sfărâmă piatra de la nini chiar în clipa aceasta. Atinge pancreasul bolnav, reglează glicemia chiar în clipa aceasta. Da, Doamne, atinge ficatul bolnav, regenerează celulele acelea bolnave, ce, ficatul gras, curăță tot ce este grăsime acolo, numele lui Iisus, topește colesterolul, vasele de sânge de sfundele, fierea bolnavă, vindecă piatra de la fiere. Ava, te rog să atingi stomacul bolnav. Orice durere de stomac să plece în numele lui Iisus. Atinge splina, apendice, duoden bolnav. Te rog să te duci la plămânul bolnav. Dacă este gripă, formă de virus, orice formă de virus, leucemie, hemofilie, sida, în numele lui Iisus să primească vindecare. Te rog să atingi inima bolnavă. Reglează tensiunea în clipa aceasta. Te rog să cobori pe coloana bolnavă, ernia de disc, în numele lui Iisus să primească vindecare. Ernia umbilicală, te rog să o tămăduiești în clipa asta. Te rog să atingi pielea bolnavă. Ava, dacă vezi alergie de orice formă, vindecă alergia aceea. Atinge gâtul bolnav, glandă dereglată, glanda tiroidă, te rog să o tămăduiești în clipa asta. Hormonal, reglează orice trup. Te rog să atingi gurile noastre. Poate cu limba, nu poate, sigur am păcătuit cu limba înaintea ta. Chiar astăzi, Doamne, toți am păcătuit înaintea ta. Fă ca limba asta să fie curățată în seara aceasta. Ai spus că e o fiară care nu poate să o îmblânzească nimeni, dar ai trimis pe Duhul Sfânt care poate să îmblânzească și fiara aceasta. Fă lucrul acesta și fă ca oamenii ăștia să se vorbească de bine în toate localitățile acestea, să fie niște frați cu adevărați, vorbindu-se doar de bine între ei. Și să lucreze cu inimă curată împreună pentru ridicarea slavei tale, a lucrării tale minunate și în cetatea aceasta. Te rog să atingi sinusul bolnave, urechile care nu aud, fă-le să audă în seara aceasta. Dacă sunt ochi bolnavi, în numele lui Iisus să vadă ochii aceia bolnavi. Te rog să atingi dureri de cap, fă-le să plece pentru totdeauna. Dacă vezi depresie, în numele lui Iisus vindecă boala aceasta. Atinge Parkinson, Alzheimer, te rog să vindeci autism dacă este în adunare, handicap de orice formă, boală rară, în numele lui Iisus să primească vindecare. Tată, știu că m-ai ascultat în seara aceasta, că eu m-am rugat nu în numele unui om, ci în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Acum la plecare, vrei să dăm slavă pentru tot ce s-a făcut în seara aceasta aici. Te rog să călătorești cu noi. Îngerul Tău să meargă înaintea noastră și avionul cu care merem către casă să-l păzești Tu, Doamne. Viețile noastre să fie scumpe înaintea Ta. Tată, cu nădejdea că ne-ai ascultat, ne punem sub protecția sângelui Fiului Tău, Iisus Hristos, noi și casele noastre. Amin. Peste toată adunarea am văzut o flacără care s-a rupt în trei. Cea din mijloc s-a ridicat sus, cele două au rămas pe loc, dar s-a făcut o rază de lumină care s-a lipit de toate trei și s-a întors triunghiul ăsta în fața mea, în poziția asta culcat, și a cuprins toată biserica, toată biserica. Când s-a întâmplat lucrul ăsta, am văzut niște vase foarte murdare pe dinăuntru și pe din afară, dar Domnul a avut milă și le-a curățat vasele alea. Hai să nu mai luăm gunoi de afară, să ne umplem cu ele. Am văzut telefoane, laptopuri deschise și fel de fel de șerpi ieșind din ele, care intrau direct în ochi. Direct în ochi. Nu vă murdăriți ochișorii, că puteți să intrați pe unde am intrat eu. De 14 ani să rămâi fără vedere, Doamne ferește și să nu fie mai mult, păziți-vă ochișorii, păstrați-vă curați ca Domnul să lase vedenii dumnezeiești în ochișorii aia. Amin? Odel-te binecuvintiri Dumnezeu. Amin. Scuze, cine a dus pe Monica, cine a dus pe Lina, Marta, cred că am înțeles bine ce Marta a spus, da? Cele două vișine, amândouă să veniți la mine și prima și a doua, Vasile din spate și dumneatare să vină la mine și Gristi? Așa să fie, cum ai zis, că nu pot să pronunț.